seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Traizu, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Grav accident de circulație în Cluj-Napoca. Un șofer a lovit o motocicletă, iar apoi a intrat frontal în trei pietoni. O femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital. Mâine sună clopoțelul noului an școlar. Aproape 3 milioane de elevi se întorc în bănci. Alți 2400 din 11 localități vor face cursuri online din cauza ratei mare de infectare. Un tânăr de 27 de ani a crezut că dacă face rost de o haină de polițist, devine agent instant. A reușit, preț de câteva ore, până când s-a întâlnit cu polițiștii adevărați. Un grav accident de circulație a avut loc în această după-amiază în Cluj-Napoca. Un șofer a lovit o motocicletă, iar apoi a continuat să meargă și a intrat frontal în trei pietoni. O femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital. Colega mea, Bianca Baraboi, este chiar pe strada unde a avut loc accidentul. Bianca, cum s-a întâmplat? Cum a ajuns acel șofer să lovească atâția oameni? Bun găsit! Accidentul s-a petrecut puțin înainte de ora prânzului. Martorii povestesc că șoferul care conducea autoturismul de teren circula pe același sens de mers cu un tânăr aflat pe motocicletă. Aceștia spun că la un moment dat șoferul mașinii l-ar fi lovit pe motociclist, însă deși acesta a căzut la pământ, șoferul mașinii și-a continuat drumul în urma impactului. Mașina ar fi continuat deplasarea înspre strada Urcușului din spatele meu, unde au fost acroșați trei pietoni. Aceștia au fost izbiți în plin, iar o femeie de 60 de ani a rămas blocată sub roțile bolidului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru aceasta, din păcate. Cei doi bărbați răniți și o altă femeie implicată în accident au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate, viața lor fiind în afara oricărui pelicol. Șoferul autoturismului a fost consultat și nu a fost necesar transportul la spital. În momentul impactului s-a produs și o avarie la un branșament de gaz și la acel moment existau scurgeri de hidrocarburi. Poliția cercetează în continuare acest caz și audiază martori. Atât șoferul mașinii, cât și bărbatul aflat pe motocicletă nu au consumat alcool. Atât de aici. La revedere! Bianca, îți mulțumim! Un alt accident în care a fost implicată o motocicletă a avut loc în Iași. A fost surprins de o cameră de supraveghere în zonă. În imagini se vede cum motociclistul este împins de o mașină condusă de o femeie și proiectat într-un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Bărbatul a declarat presei locale că avusese recent o dispută verbală cu șoferița care l-a lovit. Mai mult, el i-a îndemnat pe ceilalți motocicliști să poarte echipament complet, deoarece le poate salva viața. Un accident grav a avut loc și în Munții Sebeșului. Trei tineri au ajuns la spital cu răni grave după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-o prăpastie. Două fete de 17 și 27 de ani împreună cu un băiat de 17 ani se plimbau cu ATV-ul pe un drum forestier din lungile Prigoanei. Din cauza neatenției și a vitezei la o curbă au ieșit de pe partea carosabilă și au căzut într-o prăpastie adâncă de aproape 50 de metri. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD și două echipaje medicale de la SMURD. Una dintre fete, cea în vârstă de 27 de ani, a fost transportată cu elicopter la spitalul din Târgu Mureș, având traumatism craniocerebral și fracturi de bazin. Ceilalți doi au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Alba. Polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă. A plecat vara, dar doar calendaristic. Cei care sunt acum la mare au parte de o vreme excelentă cu 26 de grade în aer și 22 în apă. Cum se simt? Aflăm în câteva minute în jurnal. Un incendiu violent a izbucnit seara trecută pe un șantier din sectorul 1 al Bucureștiului. Focul s-a aprins la ultimul etaj al unui bloc aflat încă în faza de construcție. În imaginile filmate de martori se vede de la distanță o coloană de câțiva metri înălțime de fum și flăcări. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ce a fost? Și nu sară în aer să lovească blocurile? Și sară în aer. Și ce? Care e problema? Ce poți să faci? Incendiul care a cuprins ultimul etaj al unui bloc aflat în construcții s-a manifestat cu degajări mari de fum care se vedeau de la kilometri distanță. Potrivit primelor informații, cauza a fost explozia unor butelii cu propan. Martorii spun că înaintea izbucnirii flăcărilor s-a auzit un zgomot puternic. Focul a fost întețit de mai multe butoaie pline cu smoală care au ars în totalitate. Potrivit măsurătorilor făcute de garda de mediu, calitatea aerului nu a fost afectată. Din fericire, tot fumul s-a dus în straturile superioare a atmosferei și nu am avut o scădere a calității aerului în București pe această temă. S-au înregistrat
puțin un pic scădere de calitatea aerului în sudul Bucureștiului, dar e la fel de puțin probabil să fie din cauza acestui incendiu. În urma izbucnirii incendiului și reprezentanții primăriei au început o anchetă. A scris primarul sectorului 1, Clotilde Armand, pe Facebook. În continuare se fac cercetări pentru a se stabili dacă șantierul avea toate avizele. Din fericire, s-au înregistrat doar pagube materiale, nu și victime. Graba bate regulile de circulație, a demonstrat un șofer inconștient care nu a mai ținut cont de regulile de circulație și a depășit prin dreapta o coloană de mașini pe un drum din județul Prahova. Din imagine surprinse de martor se vede cum șoferul depășește coloana prin partea dreaptă a sensului de mers, ieșind cu roțile în afara drumului. Și nu este un incident singular. Recent, un alt șofer a fost surprins în timp ce depășea o coloană de mașini în apropiere de București. Doar că, din sens opus, venea un camion, așa că a fost nevoit să dea înapoi 10 de metri cu spatele. Un tânăr de 27 de ani din Târgu Jiu a fost filmat în timp ce conducea o auto utilitară purtând ilegal uniforma poliției. Este nimeni, dacă ea cu poliția în cabină, cine mă oprească? Cine ne mai oprește pe noi, frate? Oprește, bravo, gata! Nu doar că a fost oprit, ci și amendat. Polițiștii din Gorj s-au autosesizat după ce au văzut imaginile pe rețelele de socializare. L-au identificat pe tânăr și l-au dus la sediul poliției Târgu Jiu. Acum este anchetat. Potrivit legii, purtarea ilegală de uniformă și decorații sau însemne distinctive ale unui organ de stat se pedepsește cu închisoare între o lună și 3 luni sau cu amendă. Un urs a devastat o cabană din zona Padina, peștera, județul Dâmbovița. Din fericire, nu se afla nimeni în clădire atunci când animalul în căutare de hrană a pătruns și a distrus totul în cale. Cabana aparține unei persoane private și la acest moment nu era închiriată nimănui, astfel că nimeni nu a fost rănit. Câțiva metri mai departe se află alte pensiuni care erau pline de turiști. Pe pereții cabanei se văd urmele lăsate de urs, iar în interior sunt urme de sânge, semn că animalul s-a tăiat în geamul pe care l-a spart ca să intre în clădire. Gata, vacanța mare, mâine sună clopoțelul în școlile din țara noastră. Aproape 3 milioane de elevi se întorc în bănci. Alți 2400 din 11 localități nu sunt însă la fel de norocoși. Ei vor face cursuri online, deoarece acolo rata de infectare este mai mare de 6 la 1000 de locuitori. Noul an școlar începe cu măsuri sanitare stricte. Andreea Neacșu ne explică cum va arăta, cel puțin pe hârtie, începutul școlilor. Andreea, spune-ne tot ce ar trebui să știe un părinte de școlar înainte de ziua de mâine. Bună seara, Marius! Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care prevede un set de reguli pe care toată lumea trebuie să le respecte. Ei bine, pentru început, festivitatea de mâine va dura nu mai mult de o oră și jumătate și toată lumea va purta mască de protecție, deși se va desfășura în afara în curtea școlii, în aer liber. Ei bine, regulile spun așa, toți elevii, dar și profesorii și angajații unei școli trebuie să poarte mască de protecție pe tot parcursul orelor. Masca poate să fie și textilă, dar recomandarea este să fie medicală. Trebuie să se ia măsurile necesare astfel încât să existe distanțare socială între elevi, să se facă culoare speciale, iar în timpul orelor să stea la distanță de cel puțin un metru. În fiecare clasă trebuie să existe un dezinfectant la intrare, iar chiar și părinților le este interzis să intre în unitatea de învățământ dacă nu au acordul conducerii școlii. De asemenea, elevii nu au voie să facă schimb de obiecte personale. Important de menționat, doar școlile care se află în localități cu sub 6 la infectări la 1000 de locuitori pot începe fizic. Există și 11 localități cu 2400 de elevi care vor începe online, asta pentru că s-a depășit, așa cum spuneam, pragul de 6 infectări la 1000 de locuitori. Odată cu începutul școlii, important de menționat, se demarează și campania de vaccinare pentru elevi cu unități mobile, dar și fixe, iar părinții sunt cei care trebuie să aprobe, să-și dea acordul dacă un elev se vaccinează sau nu. Deși elevii se pregătesc de festivitatea de începere a școlii, 2400 dintre ei vor sta acasă, iar aceasta nu e singura problemă a acestui început de an școlar. Avem câteva excepții pentru prezența fizică. 11 localități, 5 localități în Satu Mare, situația pe care o am eu acum, 2 în Arad, 1 în Sălaj, 1 în Dol și 1 în Telorman. Sunt 253 de școli în care nu sunt asigurate măsuri igienico-sanitare.
cele mai multe în Doj 36, Arad 33, București 28 și în Buzău. Premierul spune că mai sunt zeci de școli în care nu sunt materiale de curățenie sau chiar instalații de încălzire. Totuși, în județul Arad, autoritățile s-au pregătit pentru ca elevii să poată reveni la cursuri în cele mai bune condiții. Însă 111 elevi de la 4 școli din clasele 0-8, din 4 localități, Ignești, Susani, Seliștea și Cărand, încep școala direct în online, cel puțin în prima săptămână, pentru că cele două comune din care fac parte au cele mai mari rate de incidență din tot Aradul. Cele două comune au în total 14 cazuri de COVID-19, dar pentru că o populație mică, rata de incidență calculată este mare. Situația de a nu este plăcută la noi în comună din cauza codului roșu. Într-adevăr, pentru copii este greu începutul anului școlar să intre din nou în online, însă aici intervine responsabilitatea părinților. Avem un grad scăzut de vaccinare în comună. Copiii abia așteptau să meargă din nou la școală, spun părinții, care nu prea agrează varianta online. Ei abia așteaptă să înceapă noua școlar, ca să meargă la școală, să vă dați seama, nu? Copiii nu abia așteaptă să întâlnească cu colegii, dar din cauza asta, nu știu, suferă, nu văd ceva, nu știu acum. Nu-i normal să nu meargă. Ajungem o țară de analfabet, să nu înveață prunce, să nu știe să facă socotieli. Nu, să ajutați cu o meserie în viață. Nu-i normal să se întâmple asta. Ce părere aveți când începe școala noastră? Păi, o părere foarte proastă. Copiii de-abia au așteptat să înceapă școala și cred că ar fi trebuit să înceapă. Aveți de toate în zona aici? Da, net, aveți? Net. Da, avem și internet. La Cărand, școala își așteaptă elevii renovată, dar copiii se vor bucura de noile condiții abia după ce rata de infectare va fi mai mică. Avem dezinfectanți, avem măști, avem făcută dezinfecție cu virucide, deci școala era pregătită pentru a începe fizic. Doar că ieri am primit indicele și ne conformăm ordinului comun. În schimb, grădinițele vor fi deschise cu prezență fizică în toate aceste localități. Jumătate dintre învățătorii și profesorii din România sunt pregătiți pentru predarea online. Pe de altă parte, spune ministrul Educației, care a fost astăzi invitatul Adrianei Nedelea la emisiunea Ora de Profit de la Prima TV, mai bine de 3/4 dintre elevi ar avea acces la internet și instrumentele necesare pentru a participa la ore online. Știu măcar jumătate dintre ei să predea online? E posibil să da. E posibil să da, deși pot să vă dau un exemplu. În urmă cu 20 de ani, eu personal m-am format pentru învățământ la distanță, care seamănă, dar nu se suprapune peste predarea online. Am considerat că sunt suficient de bine pregătit. Și dacă m-ar fi întrebat cineva anul trecut dacă sunt pregătit pentru predarea online, aș fi fost tentat să spun da, mai ales că am beneficiat de o formare încă de acum 20 de ani, formare care s-a consolidat de-a lungul timpului pentru a preda la distanță în universitatea pe care am condus-o și în care sunt profesor. În momentul în care, în vara anului trecut, am considerat că e nevoie de pregătirea celor peste 400 de cadre didactice și am inițiat un proiect de formare pentru predarea online. Cadrele didactice de la o școală din Constanța încep anul școlar cu o grevă japoneză. Profesorii spun că nu au săli de clasă suficiente pentru cei 1460 de elevi cât sunt în școala numărul 30. Copiii vor învăța tot câte 35 într-o clasă pentru că aleșii locali au anulat documentul care trebuia să le suplimenteze numărul sălilor. Mai multe informații are corespondentul nostru Viorel Matei. Viorel, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Școala Generală 30 din Constanța, Gheorghe Țiseica, a transmis tuturor că începe anul școlar printr-o grevă japoneză. Mai exact, toți profesorii, în prima zi de școală, poartă pe braț o banderolă albă. Ei vor să atragă atenția în felul acesta tuturor factorilor de decizie asupra problemelor cu care se confruntă, și anume lipsa spațiilor de învățământ. Școala are foarte mulți copii, 1460 de elevi, în creștere de la un an la altul, iar clasele sunt insuficiente. S-a ajuns ca anul școlar să înceapă cu 35 de copii într-o clasă. Le-ar mai trebui și niște laboratoare și o sală de sport. Problemele școlii au putut fi rezolvate simplu în trecutul apropiat, când Consiliul Local le-a cedat o sală nefolosită, o clădire mai exact, a unui liceu din apropiere. Însă directorul acelui liceu n-a fost de acord și n-a vrut să semneze transferul. S-a ajuns în instanță, situația trenează, nerezolvată este și în ziua de azi. Inspectoratul școlar ridică din numeri și spune că nu are cum să ajute școala pentru că e vorba de o problemă patrimonială. Când e vorba de clădiri, acestea aparțin primăriei și Consiliului Local.
În Arad însă, la o problemă similară, o școală a găsit rezolvarea rapid. A cumpărat 7 containere care au costat în total 30.000 de euro și au fost unite câte 3 containere ca să formeze o sală de clasă. Conducerea școlii spune că aceste containere oferă elevilor condiții bune, optime de învățat, exact ca o sală de clasă obișnuită. Și lumină, și căldură, și spațiu, și confort. Așadar, acolo s-a putut. Iar copiii vor începe școala în curte, în acele containere. Aici însă, la Constanța, situația mai are mult până se va rezolva. Deocamdată atât de aici. La revedere! Înainte de a se reîntoarce în bănci și de a-și revedea colegii, copiii trec pe la frizer pentru a arăta îngrijit. Pentru o parte dintre ei însă, din păcate, acest lucru este pur și simplu un lux. Tocmai la ei se gândește un tânăr hairstylist din comuna prahoveană Valea Călugărească. Mai mult, odată cu începerea școlii, cei care beneficiază de serviciile salonului pleacă acasă și cu rechizite pentru școală. Tânărul nu este la prima astfel de acțiune gândită pentru comunitate. Fapte bune pentru copiii fără posibilități fac și polițiștii din Arad. El este Florin Ghica, un tânăr antreprenor din localitatea prahoveană Valea Călugărească, ce și-a deschis un salon în centrul comunei. Pentru că și-a dorit ca munca lui să conteze, pe lângă programările obișnuite, a postat un anunț pe o rețea de socializare prin care îi cheamă pe elevii din localitate, cu posibilități materiale reduse, să le ofere o tunsoare gratis. Au fost mulți care s-au bucurat de anunț, mai ales că de luni încep școala. Așa am gândit de fiecare dată. Îmi place să văd copiii zâmbind, fericiți. Și așa sunt. Pleacă fericiți alături de părinții lor. Nu este la primul astfel de gest. Foarte frumos. Nu putem decât să ne înclinăm în fața acestor oameni. Că eu am aici vreo 2 luni. E prima dată când prind așa ceva. Dar Florin lucrează de vreo 2-3 ani aici. Și nu e prima dată. Fiecare eveniment, Crăciun, sărbătoare, început de școală, face de ceva. Ori dă un cadou, ori tunde gratis, ori... Deci e singurul de pe zonă care face așa ceva. Pe lângă tunsoarea gratuită, copiii mai au o surpriză de la Florin, având în vedere că începe școala. Hai, dă-mi acolo la Florin. Uite, Luca, pentru că o să încep grădinița asta, mă pregătesc aici ceva care nu se ajute, da? Cum spui, mama? Crezi mare. Lumea a sărit în ajutor. Avem strânse destul de multe rechizite. Și am făcut un pachet pentru fiecare, în așa fel încât la începerea anului școlar sau al grădiniței, fiecare copil să aibă ceva din partea noastră. Florin va continua campania de susținere a comunității și în perioada sărbătorilor de iarnă. Copiii care provin din familii cu o situație materială precară au primit cadouri înainte de începerea anului școlar și de la polițiștii din Arad. Campania Oamenilor Legii este parte integrantă a mai multor proiecte comune pe care Inspectoratul Județean de Poliție Arad le desfășoară de câțiva ani în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului. Preoții parohi din parohiile ortodoxe Odvoș și Cruceni au identificat copiii care ar avea nevoie de sprijin material, iar polițiștii au achiziționat și dăruit ghiozdanele echipate cu cele necesare. Este o vară târzie pe litoral, cele 26 de grade din aer și 22 din apa mării aduc aminte mai degrabă de un sfârșit de iunie decât de mijlocul lui septembrie. Cei care au venit acum la mare chiar n-au ce regreta. Poate doar faptul că a fost ultima zi de vacanță, iar mâine merg la școală. Una peste alta este perioada ideală pentru cei care adoră liniștea la malul mării. Aglomerația de luna trecută ține deja de istorie. Dacă în august sute de mii de români se înghesuiau pe plajă, acum la malul mării mai sunt doar câțiva turiști. E o zi frumoasă, ieri și alaltăieri a fost destul de frig. E bine, încercăm să profităm. Vremea este foarte bună și profităm de soare. A fost o vară foarte frumoasă. Împătimiții mării au loc berechet să-și aleagă unde să pună cearșaful. Nu-i mai deranjează tumultul de pe plaja supraaglomerată și nici decibelii din boxele teraselor. Noi stăm 5 zile. Noi ne-am închiriat un apartament cu 2 camere și ne-a costat în jur de 2600. Mic dejun, cină la cameră și un prânz pe plajă sau la un restaurant. Vorbim de ultimul weekend din sezon, are o gradă de 80%. Numărul mare de turiști se datorează și facilităților pe care le oferă plajele în septembrie, cum ar fi masa de prânz gătită pe nisip exact sub ochii lor. Acest șef bucătar le-a pregătit turiștilor de pe nisip fructe de mare. Aici a gătit niște scoici,
cu un sos alb, adică sos de smântână lichidă cu usturoi și ceapă caramelizată. Succesul a venit instantaneu. Sunt bombă rău. Abia așteptam să vin să mănânc. Teribil de tare am așteptat să mâncăm scoi pe plajă. E o mare bucurie să putem să ne înfructăm din bunătățile acestea. De mâine, plajele vor fi mai mult pustii, iar pe copii îi mai vedem la mare doar în weekend. Pe de o parte ne bucurăm că se termină pentru că suntem obosiți cu toții, dar cam fiecare an ne întristăm puțin pentru că e ca și cum ar muri o parte din noi. E luni gata la școală și la muncă. Vara a fost frumoasă, să ne bucurăm și de toamnă acum. De timpul excelent nu profită doar cele câteva mii de turiști care se află acum la mare prin programul Litoralul pentru Toți. Localnicii vin și ei la plajă și spun că acum se simt într-adevăr acasă. Papa Francis a început prima călătorie apostolică după ce a fost operat în iulie. La Budapesta a oficiat Sfânta Liturghie în prezența 10.000 de oameni. Care va fi următoarea lui destinație? Vă spun în câteva minute în jurnal. A fost încă o noapte incendiară la festivalul Untold din Cluj-Napoca. Aproximativ 75.000 de oameni au dansat pe muzica celor mai renumiți DJ, iar distracția continuă și astăzi în ultima seară a festivalului. Fanii Untold au petrecut până dimineața. Artiști de top au făcut show-uri incendiare. Cel mai așteptat moment a fost de departe al DJ-ului David Guetta. Foarte mișto. Care a fost artistul vostru preferat? David Guetta, normal. Pune-ne puțin cum e a treia zi de festival. Super! Cine a așteptat cel mai mult să vezi această seară? David Guetta, clar. În toiul distracției, printre petrecăreți, și-a făcut apariția ministrul de interne Lucian Bode. Oficialul a efectuat o vizită la centrul de comandă al MEAI și a făcut un scurt tur al festivalului, însoțit de primarul Emil Boc. Experiența Untold a atras și de această dată străini din toate colțurile lumii. It's a big epic. It's the first time here. How was David Guetta for you? It was amazing. Foarte tare, foarte tare. Foarte fain. Mi s-a plăcut cel mai mult. În seara asta, David Guetta, evident. Sute de persoane au contribuit la organizarea evenimentului. Printre ei sunt și voluntari, fericiți pentru că așa au putut participa la festival. Super fain, mai ales pentru mine că sunt și voluntar și lucrez în două ture și stau foarte mult pe main și chiar asta am vrut să stau foarte mult pe main, că aici îmi place cel mai mult. Nici noaptea trecută nu a fost lipsită de incidente. Peste 200 de petrecăreți au avut nevoie de îngrijire medicală, iar 20 de persoane au ajuns pe mâna oamenilor legii pentru consum sau trafic de droguri. Festivalul se încheie în această seară cu un impresionant foc de artificii. Cinematografia românească a mai primit o recunoaștere internațională. Filmul Imaculat a obținut două premii la Festivalul de la Veneția. Pelicula reprezintă debutul în lungmetraj pentru regizorii Monica Stan și George Kipper Lillemark. Că e rău la fată, ia uite. Da mă, și mă, mie nu-mi e rău, la toți ne rău aici. Imaculat spune povestea Dariei, o tânără care ajunge la dezintoxicare pentru a scăpa de dependența de droguri. În rolul ei principale joacă Ana Dumitrașcu, Vasile Pavel și Cezar Grumăzescu. Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a început pe 1 septembrie și a avut loc cu prezență fizică, însă cu reguli stricte din cauza pandemiei. O competiție unică în România a avut loc la Timișoara. 12 echipaje s-au întrecut pe râul Bega în ambarcațiuni construite artizanal din materiale reciclabile. Chiar dacă bărcile au fost din cartoane, cutii sau peturi, toate au ajuns la finish. Make it, race it, recycle it este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viață prietenos cu mediul. Mai multe ONG-uri și companii și-au înscris echipaje în lupta pentru cele 7 trofee puse în joc de organizatori. Cea mai rapidă embarcațiune, cea mai faină temă, Saved by the Bell, popularitate, premiul special EcoStaff, Titanic Award și People's Choice Award. Anul ăsta e o ediție mai de pandemie, sunt mai puține echipaje decât de obicei, sunt doar 12 loc de 20.
cât ne-am obișnuit, dar creativitatea e la locul ei aici pe mal. Poate ați văzut, avem Ice Age, avem Războiul Stelelor, avem supereroi. De exemplu, Superman împreună cu Batman s-au aflat într-o barcă din cutii de plastic. Cutii de plastic, ce le folosim noi pentru ambalarea componentelor auto, din peturi și ce se vede pe ea, bandă dublu adezivă. O să plutească? Cu siguranță, au plutit la început, am și câștigat. Alți concurenți au preferat peturile. Până la urmă am plutit. Am făcut-o în 2 săptămâni împreună cu 4 colegi din 1000 de peturi numărate și am mai reciclat în jur de 4000 de peturi. E făcută total din carton ondulat, tot ce vedeți, parțial e automat, ce a fost partea de decupaje, tot ce vedeți, restul este lipit manual, piesă cu piesă, cu mare atenție, cu mare grijă, cu mare pasiune. O senzație nemaipomenită, sper ca la anul să se mai țină, să mai venim încă o dată cu o barcă mult mai bună. Organizatorii, Asociația EcoStaff, încearcă prin aceste acțiuni să conștientizeze importanța protecției mediului și implicita colectării selective și a refolosirii și reciclării. Peste 100 de copii cu vârste între 4 și 14 ani s-au distrat astăzi pedalând în apropierea unei păduri din Galați. Pentru cei mai mari de 6 ani, traseul a cuprins și o probă de off-road în pădure, în timp ce piticilor li s-a pregătit un traseu mai ușor la liziera pădurii. 3, 2, 1, start! Tare! Du-te! Hai să iei la bine, bravo! Încet aici frână, da? Așa, încet aici, ai grijă, da? Chiar dacă mai toți își doreau, măcar în secret, să câștige, cuvântul de ordine a fost distracția, dar și socializarea, care le-a cam lipsit copiilor în acest an pandemic. A fost, de altfel, și o ultimă distracție înainte de a suna clopoțelul care anunță începutul anului școlar. Dar am venit să mă distrez mai mult. S-a lipsit asta? Da, pe pandemie am vrut să mă dau cu bicicleta la concursuri, dar n-am putut. Îl pregătim așa ca de sfârșit de vacanță. Că mâine o să mergem unde? La grădiniță! Te-ai antrenat mai devreme? Da! De când mergi pe bicicleta? De ieri! Eu ți le-am zis tutore și le-am dat jos! M-a saturat țara și trebuie să-mi iau asta! Și vrei să câștigi? Vreau că da! Asta în primul rând, da? Bravo! Câți anișori ai? 5! Să vă trăiască! Ați venit să vă ocupați campionii, da? Da, categorii. Doi o bucăți. Și de când practică acest sport? De la 4 ani. De la 4 ani. Acum da. Sunt, au cât? 8 și 10. S-au antrenat sau da. Doar aici? Nu, s-au antrenat. Din păcate, în 2020 am ales să nu-l organizăm datorită pandemiei și anul ăsta se pare că e o participare numeroasă. Avem 120 de participanți cu 120 de locuri disponibile. Traseul în pădurice este unul mai tehnic, puțin, dar adaptat condițiilor și adaptat vârstei participanților. Promovarea sportului în rândurile celor mici, a mișcării în general, este manifestul acestei acțiuni. Ofertă specială în Alba pentru cei cărora le plac merele și prunele. Proprietarii de livezii lasă pe cei care doresc fructe să le culeagă direct din pom. Clienții sunt așteptați cu familia și copiii nu doar să se recreeze, ci să și mănânce fructe pestăturate. Iar dacă doresc și pentru acasă, acestea sunt cântărite și vândute la prețuri mici. 2 lei 50 kg de mere, iar prunele 3 lei. În satele de pe Valea Secașelor din județul Alba există o adevărată tradiție în cultivarea merelor și a prunelor. De-a lungul anilor, localnicii și-au plantat livezi întinse, cu soiuri din cele mai diverse. Pomicultorii au aclimatizat în zonă mere și din alte regiuni geografice. Pe lângă soiurile mai vechi, foarte cunoscute, Jonathanul, Goldenul și Starkinsonul, au început să cultive și soiuri noi, precum Reni Smith, Mutul Verde, Pătulul, Florina, Pinova, Ionagoldul. Până și cunoscutul Granny Smith a fost aclimatizat aici. Pot să zic despre soiul Granny Smith că are o vitamina C mai mult ca bananele și portocalele. Este foarte recomandat pentru cei care suferă de diabet. Sunt soiuri cu mărime mai mare, dar totuși foarte bune pentru consum și foarte bune pentru păstrare. Mulțumiți de recolta mare din acest an, pomicultorii au decis să facă o ofertă mai specială clienților.
am optat la ideea să vină consumatorul de mere împreună cu familia, cu copiii, în orice zi din săptămână, inclusiv sâmbăta și duminica, sunt invitați să vină să-și culeagă din 12 soiuri de măr ce mere dorește. Cei care vin să ia mere spun că fructele sunt de o calitate foarte bună și la un preț mic. Sunt mere de ale noastre române și decât să consumăm din supermarketuri din astea aduse din străinătate, mai bine le folosim pe cele ale noastre. Oferta este avantajoasă, omul vine și culege cu mâna lui și în final cântărește și își plătește marfa la fața locului. Ce ați ales? Cam păi ce am fel? Golden, Jonathan. Impresionați de inițiativa sătenilor care dețin livezi cu mere și proprietarii livezilor cu prune au decis să facă această ofertă specială. Pomicultorii spun că prunele care sunt cultivate aici sunt deosebite. Au un gust de busuioc. Sunt niște prune foarte gustoase, mult mai aromate decât celelalte soiuri de prune. Au un gust, am înțeles, de... Au gust de busuioc. Da. Toți consumatorii de prune îi așteptăm ca să vină, să-și culeagă. Prețul este de 3 lei pe kilogram. Pomicultorii spun că merele rezistă multe luni dacă se păstrează într-un loc răcoros, cu multă umiditate. Nu același lucru se poate spune despre prune, care trebuie consumate în câteva zile sau folosite la dulceață și gem. De menționat că prunele de pe Valea Secașilor sunt atât de dulci, încât nu mai trebuie pus zahăr atunci când se face gem sau dulceață. Brexitul și pandemia au lăsat Marea Britanie fără forță de muncă. Angajatorii se confruntă cu cea mai mare criză de personal din ultimii 25 de ani. Noile reguli de angajare îi determină pe mulți muncitori din Uniunea Europeană să renunțe la ideea de a căuta un loc de muncă în regat. Doritorii au nevoie, pe lângă contractul de muncă, și de o viză de lucru pentru care angajatorul plătește chiar și câteva mii de lire sterline. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a însemnat pierderea unui uriaș rezervor de mână de lucru. Înainte de Brexit, un sfert din personalul angajat în regat provenea din alte state europene. In logistics, we rely a lot on Polish, Bulgarian and Romanian people who come from all over the EU. Now, due to the new conditions imposed by Brexit, we don't really attract those kind of candidates anymore. It comes as retailers continue to struggle with a shortfall of around 100,000 HGV drivers. The main issues are coronavirus and the EU Brexit. Sute de mii de imigranți au plecat din regat începând cu primăvara anului trecut, odată cu izbucnirea pandemiei. S-au închis hotelurile, restaurantele, toate afacerile mici au dispărut, iar lipsa fără precedent de personal și materie primă afectează eforturile de relansare economică a Marii Britanii. Pentru că s-a schimbat foarte mult legislația, mare parte din forța de muncă nu s-a mai întors în UK sau au întâmpinat anumite dificultăți în a veni în UK. Companiile de recrutare găsesc foarte greu angajați în majoritatea domeniilor. At the moment, UK employers struggle with the world's labor shortage since 1997. At this time, it is difficult for all of us to find collaborators. In my opinion, recruitment crisis could last another 2 years. De la o lună la alta, criza forței de muncă se vede în primul rând în magazine. Rafturile se golesc, iar unele produse care veneau din import nu se mai găsesc. Lanțurile de aprovizionare se prăbușesc, spre disperarea tuturor. Din cauza Brexitului este foarte greu să găsim personal. Sunt tot felul de legislații noi care schimbă absolut orice. O groază de documente sunt necesare. Potrivit noii legislații, orice nou venit în regat trebuie să îndeplinească mai multe condiții ca să poată lucra legal. Iar dacă un angajator este prins că lucrează cu persoane care nu îndeplinesc noile cerințe, poate plăti o amendă de până la 20.000 de lire sterline pentru fiecare dintre ele. Papa Francisc a ajuns astăzi la Budapesta. Este prima sa călătorie apostolică după ce a fost operat de colon în luna iulie. Peste 75.000 de credincioși s-au adunat în centrul orașului pentru a-l vedea pe papă și pentru a lua parte la Sfânta Liturghie.
Suveranul pontif, în vârstă de 84 de ani, a stat doar 7 ore în capitala Ungariei, după care a plecat în Slovacia, unde va vizita 4 orașe și va sta până miercuri. În vizita sa, Papa Francis s-a întâlnit cu premierul Victor Orban pentru a discuta despre criza migranților. Au fost proteste violente în Franța, la Toulouse. Oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de impunerea certificatului digital pentru tot mai multe activități. În timpul demonstrațiilor, un grup de bărbați a intrat în mijlocul protestatarilor și a atacat mai multe persoane. Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Atacatorii au fugit înainte să fie identificați. 3 persoane au fost grav rănite, iar a 4-a a fost transportată la spital. Sute de oameni au ieșit pe străzile Madridului pentru a protesta la adresa atacurilor homofobe extrem de des întâlnite în Spania în ultimele luni. Comunitatea LGBT cere autorităților mai multă protecție după ce mai multe persoane care fac parte din această comunitate au fost bătute sau chiar ucise. Oamenii au ieșit în stradă și la Geneva însă pentru a sărbători de data aceasta comunitatea LGBT care ar putea în curând să primească protecție legală din partea autorităților. Locuitorii Spaniei cer autorităților mai multă siguranță pentru comunitatea LGBT, după agresiunile homofobe care s-au intensificat în ultima perioadă pe tot teritoriul țării. Mira, estamos aquí para protestar por los continuos ataques xenófobos que está habiendo y las constantes agresiones fin de semana tras fin de semana activo. Ya no solamente son las agresiones, sino que estamos llegando hasta el término de que hay muertes, hay fallecidos. Oamenii au ieșit în stradă și la Geneva pentru a sărbători însă comunitatea LGBT. 30.000 de persoane, mai exact, au cântat și au dansat pe străzi cu 2 săptămâni înainte de votul referitor la legalizarea căsătoriei persoanelor de același sex, dar și la adopția copiilor de către aceste cupluri. Votul parlamentar pentru legalizarea căsătoriei cuplurilor de același sex a fost deschis și în 2020, dar legea nu a trecut mai departe. Acum, faptul că Elveția ar putea legaliza căsătoria pentru cuplurile gay reprezintă mult mai mult decât un act simbolic. Fresh Monden revine de mâine la Prima TV. Cove va fi noul coleg al Dianei Bar. Despre începutul noului sezon și despre surprizele care vă așteaptă, aflați mai multe chiar de la ei, după o scurtă pauză de publicitate. Flash Monden revine de mâine la Prima TV cu mai multe ediții într-o altă formulă. Cove va fi noul coleg al Dianei Bart. Împreună vă vor umple casele de bună dispoziție de luni până vineri, dar și duminica de la ora 19:30. După meteo imediat. Mult de tot, așa pe mine. Îmi pun o dorință, da? Și la Trebuia să vină și tortul la mulți ani. Cove, la la mulți ani, în primul rând, da. Și la 100 de ani la Prima TV. Doamne ajută! Cu bucurie, zâmbete și tort. Așa a intrat Cove în echipa Flash Monden. Și asta pentru că începutul noului sezon merită sărbătorit. Urmează, în primul rând, să ne vedeți pe noi. Iată frumoasa și bestia. Ăsta, frumusețea este asigurată. Mulțumesc, da? Ești una. Știu, am... Și atunci trebuia un contrapunct, un balans. Da. Și am venit eu. Acum 7 ani, când ne-am cunoscut prima oară, de fapt exact. Nu ne-am mai cunoscut și înainte, da, parcă nu, nu mai știu, în fine, și râd de atunci. Deci eu mi-l doream foarte mult să mai râd cu el, așa că, ce să zic, să fie într-un jazz bun. Doamne ajută! De pe 13 septembrie, Diana Bart și Cove dau startul știrilor mondene. Pe cei doi îi puteți vedea în fiecare seară, de luni până vineri, de la 19:30, dar și duminică. Sunt convins că vom face o echipă grozavă, așadar nu vă rămâne decât să ne urmăriți în fiecare zi. La? Zi! Cum se numea? Zi! Cum ai zis? Tată, hai. Așa, stai că nu, dacă mi-au medicamentele, țin minte! Așa. 1, 2, 3...
Flash Monden! De luni până vineri? Unde? Zi tot. De luni până vineri de la 19:30 și duminică o ediție best of. De la sport trecem la meteo. Colega mea Marina Nițoiu este alături de mine în studio și ne dă mai multe informații, bineînțeles. Bună seara, Marina! Cum va fi vremea la început de an școlar? Bună seara, Marius! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Să știți că vin cu vești bune! Doamne, vom avea vreme frumoasă, soare și temperaturi de vară în multe orașe. Dar hai să vedem mai multe detalii. Te rog! Mâine, vremea se menține frumoasă și caldă pentru jumătatea lunii septembrie. Soarele va fi generos în toată țara, iar în Oltenia o să avem atmosferă de vară și temperaturi mai ridicate decât ieri. Doar în zona de munte, din când în când, apar câțiva nori și e posibil să vină câteva picături de ploaie. Maximele se vor încadra între 23 și 32 de grade, iar dimineață, în nord-vestul și centrul țării, o să apară ceața. În București urmează o noapte liniștită cu 14 grade în centrul orașului și în jur de 11 în zona preorășenească. Mâine așteptăm o zi însorită. Temperatura maximă urcă până la 29 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Marți ne așteaptă o altă zi plăcută și doar spre seară e posibil să picure trecător. Termometrele vor arăta la amiază, iată, 28 de grade. Și pentru ziua de miercuri sunt anunțate valori termice mult mai mari decât ar fi normal pentru acest moment al anului, se vor atinge 27 de grade. După amiaza și seara sunt totuși șanse să vină ploaia, dar mici. Cam atât pentru moment, cu prognoza completă vin după Focus Sport. Marius? Marina, îți mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De mâine, Prima TV te cucerește cu după amieze plin de bună dispoziție și noutăți, bineînțeles. Emisiunile Hai cu fetele și Exclusiv VIP revin cu mai multe surprize în sezonul de toamnă. Să aveți o noapte și o săptămână așa cum vă doriți.